când a venit să facă, a tăiat pomișorii aia și a lăsat numai buturuci de alea așa și să împiedică oamenii. Uite, luați-o pe acolo în dreptul ăsta așa, să vedeți cum e buturucile. Cine a lăsat? Primărița Clotilde Armand? Băia care a pus să taie. Muncitorii. Și a promis că face aici o promenadă frumoasă, verde. Unde-i promenada aia? Păi unde de mădrac? N-am auzit de... Păi dumneavoastră vă aud acum de promenadă, de... Unde? Dar vă place cum arată malul lacului? Păi nu-mi place. Păi nu-mi place că nu-i amenajat. Că nu s-a făcut nimic de 4 ani de zile când e primarul. N-am văzut nicio îmbunătățire. Când ar putea arata excepțional, avem o hală mișto, avem restaurante, lucruri. Mi se pare că nu s-a făcut absolut nimic. Nu știu cine e de vină, sincer. Domnul primar spunea că vrea să facă un hub cultural aici. Să facă ceva. Măcar producător local să... Păi ar fi frumos să fie producător local, să redăm viața acestei piețe. Că totuși ea e primarița de, 4 ani de zile, 3 ani de zile și... Eu nu văd absolut nimic. Din păcate pentru cetățenii. Cum vorbiți? Batist. Sunt francez? Sunt francez. Mi-e și rușine că e primar. Foarte multă mizerie, gunoaie, șobolani. Din păcate, e o realitate tristă. Cum sparge Clotilde Armand banul public? Uite așa, oameni buni. Uite așa. Copaci uscați. Se mișcă cu totul. Cu totul se mișcă din rădăcină. De un an de zile au fost plantați acești copaci. Suntem în spatele complexului comercial Băneasa. Puteți să vedeți în spatele meu întreaga cale Radu Vlădescu. Vorbim de probabil 300-400 de copaci pe acest drum. Și mai sunt alte drumuri paralele aici care merg către nordul sectorului. Pline de copaci uscați. Arși, plantați anul trecut în iunie la 35 de grade. Astăzi sunt 32 de grade și uitați, dragilor, sunt cu totul și cu totul uscați.